Satul este o unitate de viață. Unul dintre marii sociologi și antropologi români, Ernest Berna, îl definea ca fiind o comunitate de viață. Altminteri spus, satul este o încadrare a vieții comune, deci a unei colectivități omenești, cu o dimensiune bine proporționată în raport, bineînțeles, cu încadrările ei. Adică, așa cum spunea Dimitrie Gusti, cadrul cosmologic, deci cu toată geografia, cu tot cadrul natural al satului, cadrul biologic, asta însemnând populația cu tot ceea ce reprezintă fenomenul populațional sau demografic, cadrul istoric, prin urmare este practic aproape imposibil să înțelegem satul dacă facem abstracție și de această dimensiune a vieții colective, și anume cea dimensiune istorică, și cadrul psihologic. Altminteri spus, populația sau comunitățile sătești au o încadrare, un specific psihologic aparte. Pe de altă parte, însă, satul, ca să folosim tot această încadrare gustiană, pentru că am invocat aici deja sistemul de noțiuni, de categorii pe care l-a folosit Dimitrie Gusti, fondatorul școlii sociologice de la București, adică cel care practic a creat una dintre cele mai semnificative școli europene de cercetare, nu numai a colectivităților sătești, deci a satului ca atare, dar în genere a comunităților omenești, a tuturor formelor pe care le capătă unitățile de viață. Deci, din punctul acesta de vedere, aș face deja o precizare. Atunci când spunem sat, cercetarea, cunoașterea satului, evocăm implicit și școala cea mai reprezentativă de cunoaștere, de cercetare a satului, și anume școala sociologică de la București, așa a fost denumită. Și această școală cuprinde pe fondatorul acesteia, este vorba deci despre sociologul Dimitrie Gusti, pe marile personalități care l-au însoțit în cadrul echipelor de cercetare sociologică rurală, și anume vorba în primul rând despre Henri H. Stahl, un sociolog, unul dintre ruraliștii cu renume, cu celebritate internațională, mondială, una dintre lucrările sale dedicate comunităților sătești, este considerată o lucrare reprezentativă pentru monografiile sătești și face parte din bibliografia universităților din toată lumea, din Statele Unite, din Europa, evident. Școala de Sociologie de la București este o minune a culturii române, în sensul că România este una dintre puținele țări care a avut o școală sociologică a lui Dimitrie Gusti, întemeiată imediat după primul război mondial, în 1918. Această școală și-a propus, în primul rând, să aducă sociologia cu picioarele pe pământ, în sensul că sociologia din știință pur abstractă, de bibliotecă sau strict individualizată pe proiectele unor cercetători individuali, particulari, sociologia trebuia să servească interesul public. Este o chestiune de care noi suntem aproape complet străini acum. Acea fereastră de oportunitate nu mai există în momentul de față ca practică, nu numai în România. Dar pe vremea aceea, sociologia s-a bucurat de privilegiul de a fi o știință băgată în seamă și chemată la o mare lucrare care s-a numit Ridicarea satului românesc. Peste 80% dintre locuitorii României locuiau la țară și, în consecință, s-a pus problema ridicării României prin ridicarea satului. At
atunci când facem referire la sat, facem referire și la una dintre cele mai strălucite expresii ale personalismului creator din cultura română, care este a școlii sociologice de la București, prin personalități de mare putere, de mare frumusețe spirituală, înălțime morală și în același timp de performanță gnoseologică, cognitivă, de cunoaștere, comparabile cu orice altă școală sociologică la scară europeană și mondială. De aceea mă bucur că putem să evocăm, de pildă, problematica satului într-o relație directă cu dimensiunile uneia dintre cele mai reprezentative școli de sociologie, numită și școală de sociologie rurală, pentru că domeniul predilect al acestei școli de cercetare a fost satul el însuși. Urmare, revenind, dacă vrem să definim satul, să înțelegem ce este satul, pentru că nu este ușor să dăm o definiție a satului, merită să evocăm, așa cum spuneam, iată, modelul acesta teoretic al lui Dimitrie Gusti, adică să ținem seama de faptul că în sat și satul ca unitate de viață, mai exact comunitate de viață, pentru că în lăuntru acestei comunități de viață sunt unități sociale diferite, între care, de pildă, cea mai importantă este familia, dar, cum demonstra, cum dovedește Dimitrie Gusti și cum a spus-o așa de frumos într-un discurs la Academia Română Lucian Blaga, elogiul satului românesc, satul este o așezare clădită, înălțată în jurul bisericii și a cimitirului. Prin urmare, centrul care face inteligibil satul ca unitate spirituală de viață este biserica și, bineînțeles, sunt iată cele două mari evenimente ale ciclului de viață, nașterea și moartea, amândouă fiind încadrate, integrate în ceea ce este până la urmă, dacă vreți, cultura învierii, adică înțelesurile creștine ale existenței pe pământ. Este frumos, dar este și straniu să vorbești despre satul românesc în România zilelor noastre. Este dificil pentru că ne adresăm probabil unei mari părți de populație urbană. România cunoaște astăzi cam jumătate de populație care locuiește în mediul orășenesc, în vreme ce o altă jumătate a rămas să locuiască în sate și comune, într-un mediu calificat drept rural. Cu toate acestea, este și frumos pentru că chiar și aceia care stăm în orașe, în marile orașe, în zonele metropolitane, avem încă mari șanse de a ne păstra vii sevele și rădăcinile sătești, țărănești. De altfel, dacă ne gândim la evoluția demografiei românești, ne amintim că în doar 30 de ani, între anii 1950-1980, populația României s-a mutat în proporție de 25% de la sat la oraș. Mutarea putea să fie reală, deplasare dintr-un spațiu în celălalt, dar putea să fie și pur și simplu schimbarea calificativului localității de rezidență, conform programului de dezvoltare socială, economică, pe care regimul trecut l-a aplicat. Ne gândim totuși că 75% din populația României era o populație de țărani la jumătatea secolului trecut. O generație sau două de orășeni a schimbat parțial modul de viață, concepțiile, stilul de trai, obișnuințele acestor țărani, dar nu în totalitate și nu în profunzime. Atunci când vorbea despre abilitățile de comunicare pe care le avem, un sociolog american amintea faptul că istoria umanității numără aproximativ 300.000 de generații de trăitori în mediul natural, triburi mici locuind pe teritorii largi de pe care își procurau cele necesare traiului, urmate de 500 de generații de agricultori. După aceste 300.500 de generații trăind într-un mediu natural, similar cu mediul țărănesc românesc, avem în societățile vest-europene și dezvoltate doar 9 generații urbane care locuiesc în spațiul urban. La noi poate sunt ceva mai puține, 3 sau 4 generații. Ultima generație este cea virtuală, care trăiește nici în mediul rural, nici în mediul urban, ci în plin mediu virtual.
În orice caz, dacă ar fi să comparăm istoria deprinderilor și stilului de viață natural asociat locuirii de tip țărănesc cu cel asociat locuirii în oraș, ne dăm seama că istoria noastră și felul în care suntem construiți, evoluția noastră sau pur și simplu persistența, continuitatea noastră, implică într-o măsură covârșitoare deprinderi, obiceiuri, stiluri de viață asociate mediului natural, care la noi, în acest spațiu, este cel țărănesc.